Avem inițial de pus în discuție un număr de 12 proiecte și două suplimentare, plus raportul de la Societatea Ecoservicele a domnului Chiariu, care făcut dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să dea lămuriți sau, eu știu, să prezinte situația. Dar eu să fac de la Deserv, de la DGCLE. Da, da. Deci, Daria DGCLE, Daria DGCLE, m-a sunat doamna Halda și și-a cerut scuze. Mi-a spus că doamna Halda, doamna Ilarie. Eu am înțeles. Bravo, da. Mă scuzați, doamna Halda, că totul cu intenție. Eu nu știu, mă scuzați și nevastă. Da. Deși doamna mi-a fost colegă de școală generală, așa că... Da. Deci ea și-o cerut scuze, mă scuzați, să spui că nu poate să participi, pentru că e cumva... Da, e răcită și nu se simte bine. În schimb, avem raportul și inclusiv cel de la... Preservapă. La Camera Agricolă și de la Preservapă. La Preservapă nu avem pe nimeni, nu? Ați sunat de doamna? Da. Bun. Am înțeles. Începem cu domnul Chiariu, după care noi o să discutăm puțin pe baza lor, dacă dați o să vreți să ne discutăm, dacă nu, rămâne pentru ședința de pe el. Vă rog, domnul Chiariu. Deci, raportul, normal, aș fi în spate, să existe de lanță. Lanțul înțelege că, adică, sunt ei mai târziu. Eu aici pot fi discutat preliminare, până luna decembrie, pentru că, în momentul în care am prezentat, am făcut raportul la un moment dat, nici luna decembrie nu era încheiată. Deci nu mai erau lucruri luna decembrie. Deci dacă vreți să prezint așa, dacă vreți să le retragem și să o luăm două sau când se încheie de lanț, o vin cu de lanț sau lucrat. Domnul Dregoiță, e un raport de activitate care nu include musa ieșit de lanțul, de balanță și așa. Am înțeles, atunci am prezint așa. Nu e așa închis și trebuie să vorbim. Nu e asta dacă în mare să... Capitalul social al societății este de, în valoare de 1.502.400 lei. Împărțit, deci avem părți sociale 10.524 de părți sociale deținute în totalitate de Consiliul Local al Municipiului Bașcan. Fiecare parte socială este în valoare de 100 de lei. Obiectul principal de activitate constituie alte activități de curățenie. Măturați stări de depărtare a zăpezii și a vieții, de disecție, dezinfecție, de ratetare, tot ca el, 8.1.2.9. Iar ca un obiect secundar, mai mult obiect secundar, dar cel care noi îl testăm, e transportul urban de, și suburban și metropolitan de călători. Am noi transportul local, public local. În perioada ianuarie-iulie 2021, societatea a fost reprezentată de un consiliu de administrație și de conducere executivă a societății formată din director general și director economic. Începând cu luna iulie 2021, societatea a fost reprezentată de administrator și director general. Performanțele financiare ale societății. Situația financiară la sfârșitul anului 2021. Venituri totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli a fost 4.226.000 lei. Realizat la sfârșitul anului 2021 4.420.000 lei. Cheltuieli totale. Valoarea aprobată a fost de 4.198.000 lei. Realizat 4.019.000 lei. Profit brut aprobat 17.000 lei. Realizat 401.000 lei.
Rezultat cosmic, aprobat 17.000 lei, realizat 401.000 lei. Productivitatea muncii. Aprobat 66.000 lei, realizat 86.000 lei. La pagina 4 este o greșeală acolo. Valorile sunt exprimate în mii lei, nu în lei. Dacă tu... Veniturile din producția vândută au fost realizate în sumă de 4.113.000 lei. După cum urmează. Măsurat stradalul de zăpezări. Valoarea totală 2.747.000 lei. Un procent de 66,7% din totalul venit. Dezinfecție, dezinsecție de ratizare. 213.000 lei. Un procent 5,1% din totalul venit. Chei utilaje. 24.000 lei, un procent 0,8%. Iar transportul public local, 1.129.000 lei, un procent de 27,4%. Societatea CDT Ecosier a realizat până la 31.12.2021 venituri din subvenții pentru investiții în sumă de 201.000 lei. E vorba de rata la autobuz, 70.000 lei, plus din urmă ce mai vin. Totodată a beneficiat de subvenții primite de la AGO Comun, conform legii 76 din 2002, în sumă de 106.000 lei. Cheltuieli totale ale societății au fost prognozate a se realiza la nivelul sumei de 4.198.000 lei și au fost realizate în sumă de 4.019.000 lei, în procent de 95,7%, în scădere față de nivelul de cheltuieli totale propus în bugetul de venituri și cheltuieli. Fondurile de cele mai importante în totalul cheltuielilor au fost înregistrate la cheltuielile cu personalul. 2.427.000 lei, un procent de 60,39%. Cheltuielile cu bunuri și servicii, 1.201.000 lei, un procent de 29,80%. Alte cheltuieli de exploatare, 290.000 lei, un procent de 7,21%. Cheltuieli cu impozite și taxe, 101.000 lei, un procent de 2,6%. Datorii. Structura datoriilor la 31.12.2021, comparativ cu anul precedent, este următoare. De sol la sfârșitul exercițiului financiar 2020, 1.398.097. Sol la sfârșitul anului 2021, 1.370.382. Adică nu s-au plătit nimic. Poate. În soldul respectiv, la 2020. Da, da, s-au plătit, dar s-au... S-au acumulat alte datorii. S-au am înțeles. Aici avem, de fapt, e furnitor intern, dacă vreți să zici ce să... Contribuția asigurări sociale, contribuție șomaj. Domnul director, am multe minte. Noi avem și noi datele astea și... Ne-ar interesa, cel puțin pe mine personal, având în vedere experiența de mai mult de jumătate de an care o aveți, problemele, dotarea care o aveți, personalul care o aveți și ceea ce aveți de făcut respectiv,
curățenie, dezinfecție, deratezare, dezătezire. Ce credeți că veți face pe viitor dacă faceți față, dacă veniturile pe care de cap deja le preconizați vă asigură salarizarea și cheltuielile care și acoperirea chiar a unor datorii care sunt de înainte? Dacă faceți față, dacă faceți un plan de afaceri, asta spuneți mie, dar datele alea le avem și noi. Ne le recitiți. Tu așa, fără să citiți undeva, așa, de dumneavoastră. Da, da. Următoare în ședință ar trebui să prezint planul de administrare al societății. Sigur, acolo, e 4 ani, obiectivii de îndeplinit. Sigur, avem probleme cu votarea care atenită a societății, trebuie curaje. Înțeleg că în bugetul primăriei e prins pentru o mașină de dezăpezere și privarul pentru măturat, dar o să stau probii. Noi, deocamdată, nu ne permitem din banii noștri, din bugetul nostru, să acoperim. Niciun lezim nu putem face, că nu avem datorii de la primărie, este redevența care trebuie să o întind, să scăpăm de azi, să plătim un bilon, ca să putem face un bilon. Am obținut, știți că a fost probleme cu compensarea la transportul local. Am început deja să luăm acea compensare, s-a modificat contractul de legare, s-a obținut avizul de la Consiliul Concurenței și acoperim cumva diferența dintre venituri și cheltuieli la transport. Erau undeva în jur de 30.000 lunar, o pierdere, nu aveam cum să le diferesc. Noiembrie, decembrie, deja noi am început să încasăm acea compensație. În felul ăsta ne permitem să mai atâtăm din datorii din nou, mă sigur că da, avem datorii. În ianuarie am reușit să scăpăm de Salubris Iași, am achitat tot ce a fost la Salubris. Ne-am dorit să achităm și pentru că primăria a fost curtea de conturi la noi, așteptăm să vină decizia. E posibil să recuperăm și compensația din urmă care se dă și atunci cumva să reușim compensația care noi o luăm, cu ea să acoperim redevența la primărie, să scăpăm încă de datorii care ne trage în jos. Vorba de 360.000 redevență. S-a luat timpul până. Vrem să scăpăm. Și apoi după aia să ne gândim să facem, nu știu, achiziții de utilaje, mizi, vedem cum. Dar avem promisiunea la primărie că o să primim anul ăsta un utilaj. Să putem folosi atât ca când puteți o trezire, cât și când o curățire. Într-adevăr, votarea așa se doresc, cea bună, votare, dar... Personalul nu vă satisface? Personalul... Da, nu pot să zic, nu. Ne-am dorit mai mult personal la întreținere, la măturatul. Înțeleg că cheltuieli mai mari și dacă nu e asigurat, aici este problema. Cheltuieli mai mari, dar aduc și venitul. Atrag venit, e bine, dacă nu se merită cheltuieli. Exact, atrage venit, pentru că acoperim o suprafață mai mare și atunci și lumea o să fie mai mulțumită. Facem curățenia în oraș, avem oameni mai mulți, avem unii îi primitem. Eu zic să veniți cu programul pe care l-ați promis și probabil că acolo se prinde și activitățile care le urmăriți, numărul necesar de personal, veniturile și cheltuielile curente și cele de investiții și așa mai departe. Și atunci o să ne dăm seama mai bine de dimensiunea lucrurilor. Sigur, s-o legase de ședința următoare, am terminat 60 de zile să când faceau plan de administrare. Da. Să prezint în Consiliul Local și apoi dumneavoastră, în termen de 2 de zile, să vă aprobați și o să vă urmez următorii ani. Am văzut că acolo, în organigram, aveți 14 angajați, da. Care fac parte din personal. Da, avem ceva cu personal. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. În realitate, nu-s 14. O persoană e auditul intern, dar nu l-avem. De ani de zile am dat anunțul nou să prezintă nimic, deci noi mai 13.
deja avem două posturi ocupate, adică două, da, o singură persoană, aproape două posturi din organigramă, de la TESA. Cu multe funcții și privat. Cu multe funcții și atunci aia ta din 14 mai la 12, unul au listul și unul care a făcut două. Mai avem un post neapăvrit, un casier la transportul care face managerul, acoperă cu multe funcții, acoperă și partea asta. E caserie, ea în caseală, nu mai trebuie cu noi. Iată, vă mai așa. Deci nu trebuie să schimbați organigramă și trebuie să executiv. Sigur, de care aveți nevoie. Trebuie să primești un organigramă și atunci o să pentru facem o chestie asta. Teoretic, vom returni, aici cu scamons. Așa este. Cu bugetul trebuie să mișcă organigramă. Când vin cu bugetul, sigur, o să vedem cu un nou organigramă. Trebuie să vin în 2021 cu organigramă, au fost făcută pentru că vechea organigramă era trecut inclusiv colectarea, dar nu mai era la noi. Eu trebuie să o adusez, nu avem toate datele despre societate ca să o facă așa. Dar e mai bine, tot mai bine. Am mai luat de la TESA, am mai dus spre partea aia la spre... Și ce se mai întâmplă cu noua achiziție, autobuzul? Autobuzul, da, și îl folosim ca rezervă pentru... Transport și lucrurile? Da, în regulă, da, funcționează. Da, nu mai văd de asta. E rezervă, da. Din curte la regie. Nu e neapărat să cer. Am înțeles, nu am întrebat. O circulare și nu trebuie să fie funcționată. Da, trebuie și el o circulare. Am mai probleme la autobuzul care avem. Ba, să faci o conductă de lichidii răcini. Ba, frânii, ba, un amul de voce. Atunci, dobra, circuit și nu ne ocupăm de el. Pe la autobuzul, cred că nu-i pare, mă ocupăm. Stăm schimb bine. Deci, dacă mai sunt întrebări, domnul Haldan, mai sunt întrebări? Să-i mulțumim. Da, noi mulțumim. Singura observație care vreau să aduc în atenție este următoare. Acolo trebuie ca domnul manager să fie foarte atent pe ceea ce se cheamă eficiența muncii. Deci, dacă v-ați stărui foarte mult în zona asta, va avea rezultate foarte bune. De o parte, oamenii au fost angajați așa de peste tot, sunt tot felul de persoane acolo. Cu cât vă străduiți să fiți mai eficient, cu atât o să livrăm mai mult toșcănenilor. Pentru că fiecare dintre noi își dorește să aibă, între altele, o mulțumire. Deci, el vrea să fie remunerat, vrea să primească niște bani. Pentru asta trebuie să desfășoare niște activități. Iar acolo, unde se impune, aici e singura chestie care... Și a doua chestiune, cred că, de punct de vedere a colaborării cu administrația locală, cu domnul Vice, în mod special, da? Să minte că în mandatul celălalt mai erau ceva discuții, divergențe. Nu o să pune problema. Suntem limitați pe caietul de sarcini. Asta e o problemă. Noi facem un lucrător sau vizor la întreținere. E limitat la 12.400 de metri. Atât îi dă pe o zi. Păi vă dați seama că dacă îmi place de la constructor, de la strada Moldovei până în Nicol de Pasmaia, îmi place aleea, grădiniții, deci strada grădiniții, aleea grădiniții, îmi place strada sportului, 12.400, sunt vreo 80.000 de metri pătrați, dar vreau să spun că oricât eficiența, deci se oprește la atât altă pe, la atât altă mie, să nu primim și mai mult. Nu vorba de asta. Nu vorba de asta. Nu. Sunt de acord, îl face, acoperă toată arhitare, mă rog în orașul nemăturat. Corect. Dar vreau să spun că chiar dacă mă angajez 1, 2, 10, cât îmi permite suprafața din oraș și frecvența într-o lună, asta nu înseamnă că eu acumulez mai mult bani. Este mai mult în oraș. Da, trebuie să găsiți soluții pentru eficiență. Nu trebuie să vă gândiți să găsiți mai multe formule. Am înțeles. Da. Noi vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc eu. Și vă așteptăm la ședință. Vine la ședință, da? Așa ar fi normal. Venim din respect. Așa în situația, nu sunt prezent aici toți consilierii. În cuestiuni locale.
în Consiliul Local, acolo, poate, din colegii noștri, așteaptă din partea dumneavoastră lămuriri. Da? Da? Bun. Bun. Mulțumesc. Mulțumim și noi. O zi bună. Bunătate. Respect. Deci, având în vedere că ceilalți cu rapoarte care au fost analizați aici nu sunt prezenți, rămâne să vedem dacă la ședința de ITEN vor fi prezenți. Nu? Și atunci o să lămurim pentru fiecare parte. Eu propun să trecem la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. Ambasamentul situat în municipiul Pașcani, strada Moldovei, numărul 21A, județul Iași, în suprafață 3850 metri pătrați, număr cadastral 66050 și asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții, proiect tip construcție creșă mică. Cred că e clar pentru noi că e vorba de terenul de la RGCL, de acolo, din locația unde urmează să fie realizat un proiect de cei de la Compania Națională de Investiții. Dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Avem 5 voturi pentru, aveți favorabil. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 101/2011 privind însușirea unor bunuri în proprietate publică a municipiului Pașcani de Sviaș prin actualizarea datelor privitoare la suprafețele de teren transcrise la poziția 1. Domnul Cătăț, vă rog. Prin anumite măsurători care s-au făcut în teren referitor la strada Lunișcă, despre ea este vorba, s-a constatat că este o suprafață de 50-60 de metri pătrați, care nu, mă rog, nu este prinsă în această, la această poziție. Acum am prezentat în fața dumneavoastră, o însușim, urmând ca ulterior să venim în fața dumneavoastră și cu un proiect de hotărâre privind atestarea domeniului public. În zonă se intenționează să facă și niște investiții, ea este destul de îngustă și strada asta, ca și altele de municipiul Pașcani. Ne-am prezentat în fața noastră cu acest proiect în sensul de a actualiza datele privire la suprafața care este înscrisă în cartea, în proprietatea publică. Proprietatea publică. Întrebări? Nu sunt. Supunem la vot cine este pentru. 5 voturi pentru, aveți favorabil. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani de Sviaș, atestat prin hotărârea 1354/2001 cu modificările și completările ulterioare prin actualizarea datelor privitoare la suprafețe de teren înscrise la poziție 71 și 123. Vă rog. Este un proiect asemănător cu celul precedent. Este vorba de strada Mușatin. Mușachinilor. Aici, tot așa, în urma măsurătorilor de teren s-a mai găsit în plus niște teren. Este vorba despre accesul care se va face către ceea ce am predat terenul, în suprafață 3850, ca să nu se, deci accesul să nu se facă doar prin curtea RGCL-ului, ci și prin Plăiesul lui Mușachin și să aibă acces oamenii la creșa care se va face într-un viitor mai îndepărtat. Iar 123 se referă la strada Avram Iancu. Noi acum, în proprietatea publică, avem de la bariera de la Blăgești până la trece prin satul Blăgești, până la intersecția cu DN28A. Ceea ce însușim acum este drumul de exploatație, care este de la divace de barieră și va merge spre în lungul căii ferate, până la pasarelă. Deci, cum se, ce se face locuitorii din Blăgești, după ce trec podul, fac la stânga ca să pe acel drum. Deci, acela îl însușim. Era un drum de exploatație, nu era în proprietate acum, era la dispoziția Comisiei Locale de Confungere, era un drum de exploatație. Se cheamă Mușatin și Mușatin. În Mușatin, da. Păi, eu știu cunoscătorul. Da. Alte întrebări? Avem, supunem la vot cine este pentru. 5 voturi pentru, aveți favorabil.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenului disponibil în proprietatea privată a municipiului Pașcani, ce urmează a fi atribuite la cele țiilor pentru construire de locuințe proprietate personală, în condiții legii 15/2003, republicate cu modificări și completările ulterioare. Vă rog. Fiecare an se face inventar al terenurilor disponibile, la care sunt la legea, vor fi atribuite la legea 15. Pe, mai avem două locații, muncii Pașcani pe strada Morilor, mai sunt două loturi, au fost 6, dar... Câte 300 de metri. A, câte 300 de metri, da. Au fost 6, dar mai este pe ordine de zi un proiect privind planul urbanistic zonal în acea zonă. Și ca să obținem toate autorizațiile de la ISU-ul, așa ni s-a spus ca să creăm posibilitatea de a întoarce mașinile de intervenție al pompierilor pe terenul nostru. Deci 6 loturi au fost, se vor schimba destinate în sens de a face cale de acces. Și mai sunt încă 13, o altă locație, este pe strada Pietriș, în suburbia Peștești, unde sunt 13 loturi libere. Acolo mai avem deci loturi neocupate. Neocupate, dar acolo încă mai este de lucru. Disponibile pentru cei care doresc să... Pe Pietriș mai avem de lucru, în sensul că trebuie să finalizăm cu cărțile funciare, cu cartea funciară pentru fiecare din cele 13, să... pășune și cu procentul de ocupare. S-a rezolvat toate acestea prin un proiect care l-au făcut colegii de la urbanism, planul urbanistic zonal pe stat în urmă. Mai sunt discuții? Nu? Super mulțumesc pentru. Și ai votul pentru, aveți votul la fel. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 11 din 26/08/2021, privind desemnarea Consiliului Local, care va face parte din Comisia Municipală, privind identificarea și inventarea terenurilor pentru punerea în aplicare dispoziției legii numărul 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personale. Cu modificările și completările tărării municipii Pașcani de Ciaș. Da. Aici o să... Da, trebuie făcut în hotărâre era un număr de 4 consilieri și 4 consilieri suplenți. Domnul Zăgan ne mai făcând parte din... Și un reprezentant... Și un reprezentant din cadrul aparatului de tratatea primară. Sunt 5 membri din consiliere. Am înțeles. Discuții? Nu? Supunem la vot. Cine este Petru? 5 voturi pentru, aveți favorabil. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 163, din 29/09/2021, privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Pașcani și aflate în administrare Consiliului Local al Municipiului Pașcani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani. Prin hotărârea 163 din septembrie 2021 s-au dat niște bunuri de proprietate publică a municipiului Pașcani la administrarea CSM Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre dorește prin acest proiect de hotărâre să completeze, să suplimenteze lista bunurilor date la administrare și prin strandul municipal. Acolo sunt 3 numere de inventar. Deci strandul a fost dat atunci? Nu, a fost inițial. S-a supus spre dezbatere, nu a trecut și s-a retras urmărul. Din această cauză am și făcut licitația destul de târziu pentru acele terase estivale la 14 ani municipal. Acum se revine și, mă rog, sunt trei numere de inventar. Bazinul, de nord, plaja și construcții și alte teren. Deci tot ce este îngrădit în jurul strandului se dă. Deci asta e sigură, asta e sigură. Da, se completează. Se completează, anexa numărul 2. Da. Anexa numărul 2, nu? Se modifică și se completează anexa numărul 1. În anexa numărul 1 din la hotărârea 163 nu era prin strandul. Acum se modifică și completează așa prin completarea de bunul de inventar care aparține strandului municipal Pașcani. Am înțeles. Bun. Discuții?
personal mă abțin din cauza că dacă va urma să fie administrat și ștravul, cum e administrat echipa și restul a profesorului sportiv, nu sunt de acord. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Am înțeles. Dacă mai sunt discuții, dacă o spunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abține. Două abține. Trei voturi pentru acest favorabil. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 al proiectului local al municipiului Pașcani, numărul 104, 31.08.2021, privind la aplicarea prevederilor capitolului 2, din nou G69.2020, pentru modificarea și completarea legii numărul 227/2015, privind codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificările și completările ulterioare și aprobarea procedurii de acordare, anulării accesorilor, în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, datorate bugetul local al municipiului Pașcani. Deci o prorogare internă de la 31 martie, în guvernul deci merge până la 30.06.2022, iar astea restanțele doar pentru 31 martie 2020. Da? Inclusiv. Discuții? Nu? Supunem la voi cine este pentru? 5 voturi pentru, aveți favorabil. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de culegere a datelor pentru politice publice aferente celor 5 domenii, educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport, aferente proiectului, soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Pașcani, cod SMIS 13630. Da. Dacă sunt discuții la acest proiect, dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? 5 voturi pentru, aveți favorabil. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea locuinței strada Morelor, municipiul Pașcani de Iași, cu numele cadastrale. Vreți să le citesc sau... Sunt și nu, nu știu dacă e, poate numai decât... Oricum nu le reține. E, na, da. Sunt mai multe. Aici pot să vă spun așa câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. E bine? 35? Am mutat-o la proiect. Probabil că e bine. Colegii de la urbanism. E... Da, 35 de poziții, de, aici vor fi 35 de locuințe, da? Presupun. Sau da. Și căile de acces aici. Probabil sunt și căile de acces și o parte sunt și locuite. Da, că nu specific. Aici, da, exact, da. Specific. Vorba, cred că era mai bine de făcut prima dată treaba asta și după aceea de distribuit către cei care urmează să construiască acolo, pentru că nu mai erau probleme nici cu căile de acces, nu era problemă nici cu alte avizări care se impun după aceea, în vederea obținerii autorizațiilor. Dar e bine și acum și sperăm ca în continuare să învățăm ceva din toată povestea asta. Deci, facem planul urbanistic, îl pregătim, în momentul când ne-a dat drumul, omul vine, beneficiază de ce se cheamă documentație, fără să mai umbli el pe la toate ușurile, să ceară aviză, să ceară, are pus aprobat, sănătate. Sunt discuții la proiectul ăsta? Nu. Supunem la vot cine este pentru. 5 voturi pentru. Mulțumim. Avem favorabil. 10. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiari de ajutor social pentru anul 2022. Poftiți, domnul... Sunt 65 persoane apte de muncă. Acolo s-a făcut programul de lucrări pentru aceste 65 persoane și ceva în plus în caz de mai apar dosare cursă. Da. Din 97 de dosare pe total. Cine supraveghează exact? Avem o
persoane care se conectează fiecare, nu? Deci ăștia 65 ori sunt aleatorii. De la 16 ori sau 2 zile până la 6 zile maxim. Discuții? Nu avem, spune la vot cine este pentru? Mulțumesc, cei pentru pentru aveți favorați. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodăriei Comunală și Serviciul Serie și Spații Viață în anul 2022. Acolo sunt lucrurile pe care le-am prognozat pe anul ăsta, dacă sunt intervenit. Deci, sunt lucrurile care avem. Discutăm de prognoză pentru 2022, da? Da. Bun. Au apărut ceva modificări față de 2021? Au mai apărut lucrări în plus. Șterzi de lucrări. Da? De exemplu, ce a șters? Remiza la pompieri am șters-o, că acolo să trebuia să făcut o, nu știu cât, poate prin un fond ceva, o stisitoare. Nu ne-am încadrat în buget, nu am făcut și un plan de buget, așa ca să vă dau un exemplu. Așa. Era ca lucrare, mai sunt. La proiecții nu se mai face din tubul tren, de exemplu, se face din dale sau până la beton direct. Deci lucrările diferă în funcție de ce. Am găsit pe teren în cursul anului și ne-am prognozat să-i facem pe anul ăsta. Am înțeles. Doamne, am și o întrebare. Spune. Spune-mi, te rog. În sarcina cui cade străzile de pe, din zona Europa, privind ridicarea vegetației, a crengilor, a sacilor cu moluzi. Deci, pe strada Rozelor, în capătul străzii Rozelor, deci, a fost cu ani în urmă, acum iară au apărut. Să apar focare de asta, nu? Da, au apărut depuneri de moluzi, de resturi de la construcții, exact în capătul străzii. Soldat și păi asta trebuie să fie treaba domnului din America. Că acum știm și toți care vin la America. Nu e clar. Ai moruri, să ai chemat și sunt de bani și nu e încă... Sunt la direcție. Deci asta nu e pus în contact de bani. Nu e și pe asta, pe asta. Și eu am și noștri, și noi sunt care să facă totuși treaba. Nu știu, Și el de la medicul se monitorizează. Deci el de la medicul se monitorizează. Anul ăsta, începând cu ianuarie, deci toată lumea avem și un banner la sel, cetățeanul poate să se depozitezi acolo, avem tocătoare. Dar e tot iarba, în sarcina cui care? La colegului meu. Tu înseamnă... Pe străzile... Tot ce înseamnă noi, seara. Bun. Credeți că pe aerodromul s-a ajuns vreodată la toți iarba în 2008? Pe ea, nu? Da, s-a ajuns. Spune-o că da. Aveți și iarba, că eu credeam că e păsoartă. Deci, ca să nu-i spun boschez pe acolo, ca să nu-i spun boschez, eu am pus iarba la modul legal. Bun, practic, te limita, pe acolo să vă arăt eu, campionii. Nu s-au trecut pe câte ani de zile. Acum depinde și poziția și zonă. Da. Am trebuit specificat exact, milimetri, cum și unde. Corect, uite, o să mă ocup și de treaba asta, să vă are domnul Pop. Domnul și pe domnul Sorin Alaiu, pe trecut, dar și dânsul să vă avea. Ce? Cu până trecut, cu totul să mai iau. Și nu uităm, să nu uităm de hotărârea de Consiliul Local, care este dată. Da. Ceva mai din urmă, nu e spus. Cu fiecare cetățean, cu dreptul proprietății,
Iusă și întreținut. Strada domeniul public, da? Strada domeniul public. Vă rog, să mă ascultați. Vă rog, de la, eu știu, jumătate de metru, metru, de da, ce este locul, locul noi, dar ce este locul, da? Așa este locul. Da, e cam împărțită. Și să vă și cine a fost trotuare, măturat, folosat. Dar nu, e altă treabă. E altă treabă. Aici trebuie, dacă așa stau lucrurile, sunt unii care au posibilități, dar unii care nu au posibilități. Bun, atunci haideți să facem o altă chestie. Eu voi inicia un proiect în Consiliul Local, unde noi tăiem tot ce este. Nu mai lăsăm în grijă cetățeanul și așa. Pentru că, într-adevăr, sunt oameni care sunt în vârstă, sau eu știu, sunt oameni care nu mai locuiesc la adresa respectivă, sunt plecați în străinătate și apoi după aceea mai. Dar nu pot să îmi asum să fac ceva contrar hotărârii Consiliului Local, da? Deci, pe viitor, ca să evităm discuțiile astea în contradictoriu, ca să nu mai fie nicio problemă, vom tunde noi tot, dar să fie luată hotărârea în Consiliul Local. Vă promit că în prima ședință voi face proiectul de hotărâri pentru o șație. Vă rog, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? 5 voturi pentru, aveți salvare. Așa. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării autovehicule în municipiul Pașcani. Domnul Georgică? N-am lucrat. E proiectul care s-a pisat. Cum este un regulament, se va veni după acest proces, se votează regulament, se va veni după caie de sarci, pentru că tot în cadrul serviciului o să fie și un compartiment, o să aveți opțional acum roful la noi, și o să facem un caie de sarci, să spună exact și cum să atribui, cât e prețul, în ce condiții să atribui, și așa mai departe. Cine se va ocupa? În schemă deja am prevăzut niște acolo mai sunt niște chestii care contradic. Cât intră un pic în contradicții cu legea. Mă refer la parcările alea de, care vin făcute la o distanță de 5 metri de 13 metri sau colțul intersecției. În legislație spune că parcarea este interzisă la mai puțin de 25 de metri. Și tu faci parcare la 5 metri? Nu se vede. N-am avut pretenția și nici nu avem pretenția că ce am făcut este perfect. Nu avem pretenția că am inventat roata sau mersul pe jos. Ce nu este bun, vom remedia, vom veni în Consiliul Local și vom remedia tot absolut. Noi vrem să-i dăm drumul, să creăm acele locuri de parcare, să creăm, eu știu, un avantaj pentru oameni care să știe, domnule, mătura acasă, nu am o mașină de cosmetic, să mă parchez. Deci, pe măsură ce vom întâmpina fel de fel de probleme, vom băga noi prevederi în acest regulament care să ne ajute să ne ușureze. Eu vă înțeleg, trebuie să înțelegeți un lucru. Nu puteți să faceți o hotărâre de Consiliul Local care îi contravine legii. Este un regulament și dacă într-adevăr contravine legii, vom veni cu un facem regulament. Dacă ați văzut toți parchează acum pe spațiu, nimeni nu-și dorește să-i bâzi motorul iarna, de exemplu, acum sub geam, dar la parcă să putea să ai parcă, că a fost parcă mai aproape de 5 metri. Nu. Dar dacă te duci în spate, ai spus că trage pe un lucru venit. Da, așa e. Și așa e dâmb acolo, el trage. Aviza, este parcare normal. Este normal. Nu este normal. Nu se mai întâlnește. Când se amenajează, se faci marca. Nu s-au creat sensuri limonice, se folosește un sens de ca parcare. Exact de asta. Nu mai 5 metri până la geam. Sperie, eu dorm pe 4 în jumea blocului, dar să vină să mai fără. Să ai o parcă jumate, la revedere. Contravine cu trebuie. Nu o să lasă în oprimea.
Sibia, de exemplu, a blocat așa. Da, dar dacă e toată lungimea blocului și strada paralelă, acolo, dar acolo spune că nu... Dar să vedem, de exemplu, în pialea 1 decembrie sunt... Deci, de asta zic că trebuie văzut un pic, să-ți inventariez un pic blocul de parcare. Dar spune, se vor inventaria. Se vor inventaria. Se vor inventaria. Se vor marca. Nu poți parchează aici cu odorul. Se vor face minicul simpatizul de la coloarea lui Ciuplaci, nu? Mă sper la mă sper. Da. Când se face dezlipirea la fiecare vantar de asta, atunci rămâne bătut în cui care e locul de parcare. Dar un studiu măcar este, știm cam câte locuri de parcare. Ei, urmea să fie făcut. Probabil că nu s-o stabilit exact câte locuri de parcare. E clar că locuri de parcare, locuri de parcare vor fi mult mai puțini față de necesar, pentru că vă echipuiți, noi avem un număr extrem de mare de autoveni. Vreau să creionat măcar o... Da. Este genul ăsta, să știi că am fi unde. Da. Și să vezi și în particular... Sigur, care problemă care avem noi. Am găsit o stradă paralelă care la 3 metri de... Păi asta face o la 3 metri de geamă. Acest compartiment în cadrul serviciului, exact cu asta ne ocupăm. Noi acum vrem să ființăm, simt, am și introdus în rog acest compartiment, unde vor fi un serie de angajați și cu asta se va ocupa. Prima dată identificat, făcut cărți funciare, făcut deslipire la fiecare parcare în parte, deci e o muncă, nu-i mâinii nu o să realizeze. Și toate astea, și toate astea, domnul Popa, și toate astea înțelegem că vor fi avizate de Comisia de Circulație. Pe lângă faptul și venit în Consiliul Local și spus clar, când avem oglinda clară și acel care e disat și... Le discutăm atunci... Atunci asta e o prezentare generală. Cine mai reprezintă pe Consiliul lui ăsta Comisia de Circulație? Pentru că, aduc aminte că a avut o propunere cu stăpulețe care a venit în fața fericii prietori. S-a achiziționat și nu e. Da, s-au propus să achiziționăm altfel din stâlpi. O să revenim la aia inițial. S-au propus să am achiziționat un stâlp, de exemplu, la 90, cu bandă reflectorizantă, cu tot ce trebuie. A venit tot un membru din comisie și îi s-a achiziționat cu un vost în iar, de exemplu, niște stâlpișori de plastic micuți, ceea ce nu se pretează la chestia. Și a fost un targat de ăsta. Vin cu lama la acoperit. Și nu-l vezi în primul rând. Dar nu se vezi. Iar care au rămas din prima achiziție, deja, dacă vremea ne permite, ne apucăm prin Ștefan Cernăzul și mult. Dar aici, cu privire la cei care dețin camioane, astea care se vor propune rulori, e stabilit aici avem o mare problemă. Deci aici se referă la parcările, clar, cu sub 3,5 tone, înțeleg, da? Da. Dar cei care depășesc de 3,5 tone? Parcări speciale, se spune. Parcări speciale, corect. Și lungi un pic, vorba și de mare. Da? Da. Da. Pentru că... Dați mai sunt și curaturilor. Am uitat un pic în proiectul ăsta, în primul rând se păstrează niște de anumit pic, nu mai există nectarul ESA, nu mai unde ai parcări la nectarul ESA, ai la fetele, ai la... Nu ne-a să-ți venit de pic, ai să actualizăm dreapta, da, unde mai ai nectarul pe acolo? Hai să spunem ce e acolo, unde e parcarea, după aceea. Reiese de aici, până și pe Saronul sau, eu știu eu, Pacmaia sau ceva, noi trebuie să plătim parcările care le avem pe unde vrei. Care s-a amenajat de noi. În cel mai fericit caz, sau cel mai bun caz, până la urmă justificat, dacă e domeniul public, ai să-l concepționăm sau să-l o formă de a plăti o taxă anuală la primărie, dar nu să fie regim de parcare, cum o facem pe tocmai ce am vorbit. Serviciul, compartimentul, cu asta se va ocupa. Prima dată o să mergi în teren, se evidenția. Eu și am înțeles ce a spus, dar dumneavoastră ce v-ați făcut, v-ați făcut prin teren la dumneavoastră. Nu, dar avem parcarea și care e pe lângă poartă, așa, pe un segment, care este betonat de noi, este, deci nu e... Deci acolo e vorba de o parcare privată pentru instituții publice. Păi absolut, dar se incluse... Care urmează să aibă un alt regim. Dar se incluse acolo, în regimul total. Da, deci noi putem să modificăm, putem să adaptăm. În special să se referă în locurile publice, în oraș, în străzi. Trebuie schimbat, e integrat, dar nu mai este de ani de zi, tu ai pacai de asta, o să facem dezbatere. Deci nu o să facem amendamente la chestia asta. Da, vă rog, domnul Popa, dacă este și... Am un moment de minte la da. Deci s-a pus întrebarea și pe bună dreptate dacă am inventariat sau nu spații de parcare. Eu vă spun că Consiliul Local al Municipului Pașcani
Acum ceva vreme în urmă, mă doriți să facă treaba asta. Și nu am mai făcut. Da? Da. Deci, noi am preluat din mers anumite spații care au fost indicate în postele hotărâri Consiliului Local. Așa că, vă rog, nu ne criticați prea mult. La actualizațiile asta, vă spun, nu vă critic. O secundă. Vrem, într-adevăr, să dăm drumul, nu să creăm comoare. Nu poți să faci un document care nu e real, domnule Mircea. Nu. Despre dumneavoastră, dumneavoastră, vă supără că-i trecut acolo un etat. O să schimbăm și asta. Păi asta, după cum nu e criticat. Da, domnule, faci. Până mâine aveți amendament. Aveți amendament. Asta încercăm. Haideți să-i dăm drumul. Eu să meargă să-i inventarieze. Am înțeles. O să meargă să-i inventarieze, să vedem exact care sunt în conformitate cu legea, care locuri nu sunt, nu li trecem. Să identificăm alte zone unde se pot construi parcări. Aș fi, spre exemplu, de părere că ar trebui să ne orientăm deja pentru parcări supraterane. Nu sunt și în alte localități. Le facem pe astea mai întâi, funcționale. Le facem întâi pe astea, dar pe viitor trebuie să după aia ne putem gândi ce necesități și cu ce probleme se mai poate confrunta. Trebuie am ridicat cu lumea, aveți. Da. Trebuie făcut. Cu privire la treaba asta... Da, da, pe bine. Cu privire la treaba asta, eu cred că trebuia făcut mult mai demult. Mult mai demult. Să știți că, așa la prima vedere, pare că așa, dar să știți că sunt probleme. Sunt probleme pentru că aici e pe varianta primul venit, primul servit. Și vine și celălalt și spune, păi mi-e acolo prin parcare. Nu mai vorbim de agenții economici care nu pot să-și desfășoare activitate într-un mod civilizat. Că vine unul care din, mă rog, convingerea lui că ar trebui el să parcheze acolo, că îi sunt cuvine și lui, se duce și se ocupă acolo și te deranjează. Dacă eu le-am spus la câțiva dintre ei, băi, ar fi de bun simț, da? Vine omul, parchează-mă așa, desfășoară o activitate, cu instituții, cu o unitate privată, desfășoară o activitate acolo, e plătitor de taxe și impozite, inclusiv are dreptul la cont de indivizi la suprafața de teren acolo. Cum poți să vii, da? Astea sunt oameni. Nu vor să se leagă. Poate nu am făcut unul din regulamentul cel mai perfect. Da. Pe parcurs, nu vreți important de da, deci trebuie avut în vedere toate ce se situa. M-a arătat domnul Aldan, cum modificat domnul mine, vom lămuri și cu locurile pentru societățile comerciale, să nu se suprapună cu locurile pentru persoanele care locuiesc. Corect, corect. Deci ele trebuie să vedem ce să vedem de la aspecte. Da? Deci am înțeles. Încet, încet. Dar trebuie să mă dau eu subiecte. Încet, încet. De rezolvă. Da. Nu, nu, dar nu e nevoie. Acum, dacă asta. Lăsăm pentru plen, dacă mai avem ceva. Domnul Costel, vis-a-vis de societățile comerciale, care au spații în cadrul locurilor de locuințe, nu au mai multe drepturi de locatarii din locul respectiv. Să știți, ei au cumpărat doar spațiul ăla, nu au cumpărat și o parcare. Noi vorbeam din calea de acces de aprofesionare. Domnule, calea de acces. E altceva, dar nici și aia au... Noi avem, de exemplu, un magazin care e lângă unul pe care îl știți pe șoseaua neamță. Așa. De pe trotuar n-am blocat pe nimeni acolo, ne facem unde găsim locul și bucem, că n-avem pe spate. Păi, dar nu se pune problema. Cine vrea să urcăm, dar nu restricționăm pe alții. Asta ce nu vă spun. Deci nu se pune problema încheiată. Noi asta suntem aici. Punem în discuție un regulament pe care să-l acceptăm cu toții și să ne respectăm. Despre lucrurile. Și foarte mulți dintre colegii noștri au venit și ne-au prezentat situații diverse, propuneri chiar că... Deci noi nu facem cumva ca să încurcăm pe cineva. Dar nici unul care deține un garaj, l-a transformat în magazin sau în atelier, el îl plătește ca și garaj pentru, pentru autoturism, își ține mașina în parcare și acolo el desfășoară o activitate comercială sau, eu știu, un atelier de reparații. Nu este corect. Deci, părerea mea este că cel care desfășoară o activitate economică să aibă prioritate să poată să desfășoare activitatea. Dar nu este soluția care se aplică în țară acum. Soluția este... Domnule, soluția este ce facem? Ne scoatem la licitație
Deci, cu altă licitație. Nu, dar e de lângă garaje. Faci locuri de parcare, sunt mai multe din garaje. Sunt un garaje, sunt două locuri. Da, dar, bun, dar acum ce faci? Te-a pus de dărâmat garajele? Da, s-au făcut. Te-a pus și ei? Da, da, vreau să vă spun așa, așa s-a făcut. Da, da, cred. Dar să nu le fie așa s-a făcut. La mandare au rastat. Cui? Da? Da, de-asta v-ați spus în țară, așa să spun, mă lăsesc, nu există un român. Român, mă lăsesc, 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 câți locuitori de la casă își lasă mașina, deși au loc în omul, își lasă mașina în drum. Și-o lasă și pe stație. Și nu o lasă în drum, că nu trebuie să rănească de fara când trebuie. Da, supunem ultimul proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținet? Două. Abținet de votul. Pentru aveți favorabil. Altceva? Mai avem? Proiect 19, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea serviciului gospodărie comunal. Unde am trecut într-un compartiment cu barcări și cimitir. Deci barcări și cimitir, da? Cimitir, da. Restul României schimbat. Am înțeles. Discuții? Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? 5 voturi pentru, atunci favorabil. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii pe strada Moldovei, proprietate publică a municipiului Pașcani, a 3 sensuri giratorii, aferente intersecțiilor străzilor Grădinicei, Moldovei și Stadionului, intersecției străzii Moldovei cu zona acces Kaufland și intersecția străzilor Moldovei, Crinilor și Dragoș Vodă. Și a protocolului de colaborare cu SCE Iermat, Estatie Logistic SRL. Vă rog. Aici, dacă îmi permiteți, vă rog, doamna, preciză. Vorbim de 3 sensuri giratorii, de un protocol de colaborare cu această firmă Smart Estate Logistic. Deci ei vor proiecta pe cheltuiala lor toate cele 3 sensuri giratorii și vor construi 2. Al treilea sens giratorii cel care este la intersecția Crinilor, Moldovei și Dragoș Vodă, fiind în sarcina municipiului Pașcani. Ele sunt prezentate în planul de situații care este anexa 1 la proiect, iar protocolul de colaborare fiind anexa 2. Propunem Consiliul Local spre aprobare această proiectare și execuția celor 3 sensuri giratorii, cât și protocolul cu această firmă Smart Estate Logistic. Eu știu că la un moment dat a fost s-a discutat despre un studiu de trafic. Este așa ceva? Nu știu. Eu zic așa, înainte de ca să-ți faci o casă, te gândesc la o afacere, te gândesc și la toate chestiile, în sensul că faci un studiu de trafic. Din punctul meu de vedere, ar fi avizat de cei de la serviciul circulației de la Iași. Dacă îmi permiteți un pic, avem avizul celor de la Iași. Avem certificatele de urmanism, ca fiecare... Da, dar aveți și un studiu de trafic. Bun avizul, dar el își dă avizul pe ce? Nu dă virutiuță? Pe principiu, o hârtie. Pe documentele care au fost depuse. Păi aviz de ce? Și-o spune-i sare. Sunteți văzut la Iași. Bun, și o copii. Bănuiesc, nu se crede. După avizul celor de la Iași sau după ce ești prea? Aviz, da. Nu, ei au avizat o documentație. Da. Unii documentați. Ei, unii documentați. Deci, colegii de la urbanism, Nu,
nu avem nimeni la urbanistică, altfel aduceam și astăzi la șară. Și nu poate lată de la Dragoș Bodă, pentru că eu nu vă sunt toată cum nu vă sunt toată. Sau, de exemplu, dacă vreți, să spunem, vii de la Duștești, da? Vreți să faci stânga pe strada spre stadion. Păi dacă tu ai pastilă că mijloc din intersecție de 6 metri, este un proiect sau calcular azi pentru... Și vrei să spui tu că tirul de pe banda de... Cum vine la Duștești, da, faci, da. Deci pe bandă, eu rog să duce, faci treabă, da, faci stânga. Da, dar nu pot să realiza. Fără să modifici trotuare, fără mine? La intersecția Moldovei cu Crinul și Dragoș Bodă, am văzut cu pitură bar sau trasat. Bun, da? Deci acolo a venit Și la fel, ce se întâmplă? La aia de la constructor, la Crâmpirii, din Strigăștești, ajunge aproape pe contrasens. De asta o să trebuiască să modificăm odată trotuare. Știi că acolo trebuie să... Deci sunt prevăzute, da, pe astea, să vă spune aia, dacă e pus să dai și n-ai modificat trotuare, nu se poate intra. Dar mai am prevăzut modificarea. Celălalt care era asta. Chiar îți mă da. Deci vor fi urmate din proiectare, din proiect. Bun, și care era problema dacă spunea studiul ăla să dea și noi în avizul, să vedem în studiul de trafic? Deci asta a intrat în sarcina celor de la Estate. În adeștia, nu documentați. Doamne, iartă mii mai. Dar nu-i pus... Smart Estate. Nu, dar nu-i pus în spate la proiect? Nu. Nu, deci în spatele meu nu doar mai nu mi se pare normal să vină o societate comercială, să facă comară cu municipiul Pașcan, să ai că săracii ăștia la municipiul Pașcan, să le faci ușor de trafic, că aia este oraș, să faci un proiect și niște intersecții. Sincer vă spun, în condiții în care tu, Pașcanu, spui, domnule, îi rogi pe antreprenori, pe oameni de afaceri, veniți în Pașcani, dăm facilități cum să vineți pe locul. Noi spunem, veniți în Pașcani ca să mai facem o intersecție, mai avem nevoie de folosit trotuare, că noi nu suntem sărași și așa mai departe, ne facem aceste studii, dar noi suntem sărași și așa mai departe. Principial, nu-i regulă. Îmi permiteți o precizare aici? Asemenea proiecte, deci printr-o donație, cum este am și această propunere, s-au făcut și municipii mai mari. Adică eu am luat ca și model pentru acest proiect, proiectul celor din municipiul Bacău, care au făcut același lucru. Adică vreau să vă spun că nu suntem doar noi municipiul Pașcani. De ce ar fi rău dacă ei au vrut, au fost de acord să facă? Pentru că, altfel vă spun eu cum și propunerii s-a venit. S-a venit cu propunere de, și știți, bănuiesc destul de clar, s-a venit cu propunere de bandă de stocare pe mijloc și trebuia să dispară spațiul verde. Ori, nu cred că ar fi fost benefic pentru noi. Așa am înțeles giratorul că ajunge la Kaufland. Kaufland, care este în istoria orașului, cu foarte multe accidente. Și care și ei au fost de acord. Eu am venit cu proiectul ăsta și a fost respins. Că atunci nu trebuia, dar acum trebuie. Că trebuie de... Când? Când? Ai întrebat. Istoria... Eu nu înțeleg. Că s-ar putea să fie fost chestia asta. Nu zic altul lucru. Nu, domnule, e așa. În fine, mi s-a și părut corect să avem un studiu de trafic, să tem și noi acolo. Știi cum? Oricum o să fac un studiu de mobilitate, domnul... A, nu mai ai să aminte, că... Ăla care să fie la baza sensului giratorii din zboarelor și cu Mihai Nescu. Și culmea, că n-am mai trebuit. Da, bine. Urmea să le facă. Pe astea, e bine că le avem un pic. Dacă nu mai sunt discuții, să punem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Așteptăm și noi mai în studiu cu... E, uite că avem un proiect de la... Nu avem niciun proiect. Nu avem niciun reprezentant, că sunt carantinați cu probleme. Nu-i ceva făcut prevenit al meu. Nimeni. Deci nu avem nimeni, așa e? Nu am vorbit la lucrurile.
nici colegul ăia sunt de bani. Nu, colegul ăia sunt de bani. Nu știam nici colegul în carantină. A, el în carantină mai de bani, da. Nu mai sunt, acum a trecut materialele.